Primele ajutoare oferite de Uniunea Europeană au început să fie distribuite la Râmnicu Sărat în urmă cu aproape 2 luni. În primele zile, zeci de beneficiari au stat la coadă și s-au înghesuit pentru a ridica alimentele de la cantina de ajutor social. Ulterior, oamenii nu au mai părut interesați de ajutoare, iar pe stoc sunt încă multe cutii neridicate. Din cele 4.400 de persoane existente pe listă, practic mai sunt încă aproximativ 1.200-1.300 de persoane care încă nu și-au ridicat aceste alimente. Termenul limită până la care pot fi distribuite alimentele este 9 septembrie, iar oamenii sunt sfătuiți să se grăbească. Vin cu rugămintea către toți cei care știu că au dreptul la aceste alimente să se prezinte la cantina de ajutor social Râmnicu Sărat pentru ridicarea acestor alimente până pe cel târziu pe data de 9 septembrie, întrucât legea prevede un termen limită de încheierea acestei acțiuni, iar la Râmnicu Sărat acest termen este de 9 septembrie. Beneficiarii din Râmnicu Sărat își pot ridica alimentele de la cantina de ajutor social în fiecare zi de luni până joi, între orele 9-14:30, iar vineri între orele 9-13:30.